Sute de blocuri și spitale din capitală vor rămâne fără apă caldă de săptămâna viitoare. Termoenergetica va desfășura lucrări pentru remedierea mai multor avarii la rețeaua primară care se vor încheia abia la sfârșitul săptămânii. Pentru efectuarea intervențiilor va fi oprită furnizarea apei calde 90 de blocuri din zona Ștefan cel Mare și Obor. De altfel, și spitalele Colentina și Matei Balș vor fi afectate. Tot în sectorul 2 va fi deschis un alt șantier pe șoseaua Mihai Bravu, unde va fi oprită apa caldă în alte 71 de blocuri. Vor fi efectuate lucrări pentru remedierea mai multor avarii și în sectorul 1, unde va fi oprită furnizarea apei calde în aproximativ 229 de blocuri. Reprezentanții companiei Termoenergetica au anunțat că fac tot posibilul pentru a finaliza la timp lucrările de reparații. Termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor este vineri 20 mai.